Love you 11 și 35 de minute, ascultați Radio România Actualități, iar astăzi în Clubul Prietenilor de la 10 vă invităm uh, la pedalat. Nu oricum, nu singuri, ci împreună cu cei care au câștigat campionatul național de pedalat în tandem, este vorba despre George Andrei Nevăzător și Tudor Aldea. Bun venit în Clubul Prietenilor de la 10, în primul rând. Uh, bun venit, George! Bine v-am găsit! Și Bună bun venit ziua. Tudor! Bună ziua, mulțumim de invitație. Păi sunt foarte curioși să vadă cum funcționează microfoanele, pun mâna pe ele și-au pus căștile. Îi puteți vedea de altfel, chiar acum, transmitem live pe pagina noastră de Facebook România Actualități. N-ați mai fost niciodată într-un studio de radio, nu? Uh, nu, este prima dată. George? Eu am mai, am mai avut contact cu radioul, chiar la Radio România Actualități, în cadrul unui alt proiect. Ce proiect a fost? Se numea Culori Radiofonice în una de Voci, în care nevăzătorii de la școlile din București, o echipă de copii și tineri nevăzători, au interpretat cinci povești românești. George, tu ești o persoană specială și deja emane atâta căldură aici în Clubul Prietenilor de la 10 în care o simțim, o resimțim prin toți porii pentru că nu vezi, decât poți doar să simți. Aș vrea să, să te rog într-un fel, înainte de a intra în subiectul referitor la pasiunea voastră, aș vrea să, să te descrii cu ajutorul cuvintelor ceea ce simți acum. Acum uh, retrăiam momentele concursului de care ne-a făcut să fim campioni și mă gândeam la uh, experiența mea anterioară radio. Pentru cei care nu urmăresc imaginile de, de, pe Facebook sau de pe site-ul nostru www Actualități. aș vrea să vă descriu că Georgia are acum mâinile puse pe masă, ne privește cu ochii minții. Te simți bine? Da, sunt foarte bine alături de dumneavoastră. vorbește despre pasiunea ta. De fapt, pot să spun că eu am mai multe pasiuni, de fapt mai multe lucruri pe care le fac în afară de școală și aici mă refer la pian, fac pian de 10 ani. Nu întâmplător ți-am spus asta, ți-am privit mâinile și mă gândeam că sunt o grămadă de oameni care sunt uh, norocoși, au această binecuvântare de a lui Dumnezeu sănătatea și văd foarte bine și cred că sunt... Uh... Mai puțin fericiți decât este George. Cu mâinile acestea uh, ai învățat să cânți la pian foarte bine, nu? Da, uh, studiez pian clasic, dar în uh, timpul meu liber îmi place să cânt și în al, alte stiluri mai libere, de exemplu jazz. Îmi place să descoper și să improvizez. Cum ai descoperit acest instrument, George? Prima și prima dată eram la grădiniță și aveam o micuță orgă electronică și tot timpul ceream doamnei să cânt și uh, doamna ne-a îndrumat să uh, spre acest domeniu, i-a îndrumat pe părinții mei și după ce am încercat la mai multe școli de muzică... Erau ce... școli normale? Da, școli normale, care nu m-au primit pentru că eram nevăzător și când auzeau că băiatul e nevăzător, deși se făceau toate procedurile, când auzeau că e nevăzător, se dădea înapoi, cum să spun. Până la urmă, atunci am ajuns la școala de rock, la rock school și am făcut pian, am continuat, am făcut și pian pop rock, am continuat cu pian clasic și acum studiez pian clasic școală de rock, pian clasic. Uh, cred că ar trebui să te mai invităm uh, cu altă ocazie să ne și cânți. Uh, deși poate ar trebui noi să venim la tine că e greu de transportat un pian. O altă pasiune de a ta sunt și călătoriile și mă gândesc iarăși că ești mult mai fericit decât noi toți la un loc pentru că știi să te bucuri de muzică, știi să te bucuri de frumusețea călătoriilor uh, și poate că tu vezi mai profund decât mulți dintre noi uh, cu ochii minții. Altfel se simte Călătoriile, o altă pasiune de-a ta. Da, e foarte interesant că eu dacă ajung într-un oraș nou, nu cred că mulți înțeleg că eu nevăzând nu poate li se pare că e același lucru pentru mine, că merg cu mașina aici sau că merg cu mașina, eu știu, în Grecia sau în orice altă țară unde aș putea pleca, dar pentru mine este o altă senzație. Sunetul orașului este altul, oamenii sunt altfel și îmi place să descopăr oameni noi și locuri noi. Cum se aude Bucureștiul? Ce sunet are, George? Mm. Uh, prea multe claxoane. Uh, oamenii sunt foarte agitați. Da, e un oraș mare, ca în orice oraș mare sunt foarte mulți oameni și foarte multe mașini. Și pe Tudor, cum l-ai întâlnit? Eram la un concurs de triatlon, eu am pedalat în ștafet atunci, a fost un înnotător, eu și o atletă și am luat atunci echipa noastră, a luat locul 2. A participat și Tudor la acel triatlon și atunci și acolo ne-am cunoscut. Eu îmi doream, mai fusesem în cadrul proiectului Tandem Bike Fland la Izvoran, la baza națională, într-un cantonament de ciclism, dar nu aveam un driver, nu aveam un pilot. Și chiar când l-am cunoscut pe Tudor, am dat câteva ture cu bicicleta în jurul locului unde s-a desfășurat concursul ca să vedem dacă ne înțelegem bine, dacă ne sincronizăm și... George, știi am ce face acum? Bine. Tudor se uită la tine, zâmbește și dă aprobator din, din cap. O să vorbim imediat și cu Tudor. Eu vreau să te întreb cum l-ai simțit pe Tudor atunci când ai văzut prima oară? când l-ai atins, când ai auzit vocea, când a încercat, probabil, să-ți imaginezi cum arată viitorul tău coleg. Uh, un băiat foarte, foarte cald, care... Multe persoane, atunci când mă întâlnesc, au un ton... Uh, mulți adolescenți, pentru că în România oamenii se comportă altfel cu nevăzătorii și pentru că nu știu, nu neapărat, pentru că au ceva cu noi, dar pentru că nu știu cum să se comporte și uh, Tudor nu a căpătat acea atitudine închisă și, pot să spun ciudata multora, a fost deschis și am devenit prieteni încet, încet, am continuat să pedalăm. Și cum a fost uh, câștigarea, <laughs> ca să spunem așa? Cum, cum e să fiți pe, pe primul loc, cum e să fiți pe podium? E o senzație foarte frumoasă. Noi ne pregătim, ne am pregătit de două luni uh, pentru acest concurs. Ne antrenam 25-30 de kilometri, uh, ne antrenam în București, în jurul arenei naționale, ne-am antrenat. Și noi de -aia am mers, adică obiectivul nostru a fost uh, să ne testăm nu numai la un antrenament, să vedem într adevăr ce putem. Și arena națională ce sunetare are, George? Uh, are un sunet frumos, dar în momente foarte rare că, într-adevăr, se duc mulți oameni și cântă. Dar asta se întâmplă în ultimul timp foarte rar. Și din punctul lui Tudor, cum merg altrămantele? Păi, uh, eu m-am mai antrenat și separat. Eu fac triatlon la clubul sportiv Seven. Dar uh, cu Georgia antrenamentele sunt total altfel. În primul rând există o responsabilitate mai mare, dar totodată ne și distrăm mai mult. Pentru că atunci când suntem doi putem comunica decât atunci când ești singur și ești doar tu cu gândurile tale. Așa am descoperit că am multe lucruri în comun cu Georgia. De exemplu, ne place să vorbim despre fotbal atunci când ne întâlnim. Chiar acum, înainte să intrăm în direct, discutam despre acest lucru. Da, ne bucuram împreună despre, de calificarea echipei de, echipei tineret. de tineret. Da, exact. Și... Și acum, când am urcat pe podium, a fost practic uh, un cel atins de noi, pentru că atunci când am plecat din București către Cluj, ne-am propus să terminăm competiția pe prima poziție. Și cu ce... Cu ce bă... Ați câștigat uh, acest concurs. Cum se numește? Poartă un nume, ați alintat în un fel. Uh, are câteva elemente norocoase pe ea care vă aduc voi noroc, le purtați, sunteți superstițioși, nu? Um, din păcate, bicicleta pe care ne-am antrenat la București s-a stricat chiar la ultimul antrenament, înainte de concurs. și la Cluj a trebuit să concurăm pe altă bicicletă pe care nu o mai testasem niciodată până atunci, dar uh, ne-am acomodat cu bine. Și am înseamnă că rămâneți cu bicicleta câștigătoare și pentru competițiile următoare, cea din Tokyo? Nu ne-am hotărât încă, dar mai este timp până atunci. Da, eu când eram mai mic eram superstițios, însă n-aș vrea să dezvolt foarte mult acest lucru. Eu cred că dacă noi ne antrenăm și ajungem în, în stadiu în care să depindem de noi, nu, superstițiile nu ne nu și ajută, nu au niciun rost exact. Tudor, fără doar și poate ai un prieten special Care este cel mai frumos lucru Sau cel mai bun sfat pe care l-ai primit de la George? Um, în primul rând, George Dorește mereu să comunicăm Asta este cel mai important E vorbăreț Da, nu doar vorbăreț, dar și deschis În primul rând Dorește ca Noi să ne împărtășim toate problemele Pentru a ne cunoaște mai bine și a putea găsi puncte comune. M-a ajutat de multe ori atunci când pedalam. Și... Când ați râs cu poftă și în hohote ultima oară? Când povesteați mai devreme că vă place să vorbiți, să râdeți, să glumiți. Păi, probabil ultima dată la concurs, când au fost unele probleme de organizare, nu majore, dar ne-au făcut să râdem. Da, mi simt învăț pe George că vrea să completeze. Am învățat să trecem eu cel puțin, am învățat să trec peste probleme cu umor, pentru că până la urmă nu putem să. orice să zicem, mică problemă, mică barieră nu ne poate opri. Dacă noi avem un cel, în general asta nu numai în ciclism. Nu trebuie să ne lăsăm doborăți nici de oameni, nici de alte probleme. În urmă cu mai mulți ani, e probabil că unii ascultători și amintesc, am încercat să facem aici la radio un exercițiu de imaginație și am rugat pe cei care ne ascultă, preț de câteva secunde, să închidă ochii și să facă cu ochii închiși lucrurile pe care în mod obișnuit le fac. Nu știu, să se așeze pe un scaun, să ridice o sticlă, să facă alt, cu totul alte, alte lucruri. Reacția a fost aproape surprinzătoare pentru că ne-am dat seama cât de importantă este vederea. Tudor, dacă mâine s-ar întâmpla o minune, care ar fi primul lucru sau prima persoană pe care ți-ai dori să o vezi? Eu mi-aș dori să o văd pe mamă, prima persoană. Mama ta este aici? Da, este. Te însoțește peste tot? Da, vine cu mine. De fapt, ambii părinți uh, vin cu mine și mă susțin în tot ceea ce fac, dar uh, cu mama merg uh, prin oraș la școală, uh, de la școală uh, la muzică, și de asta spun că pe ea aș vrea să o văd, apoi sigur pe tata și pe rudele apropiate, prieteni, colegi, chiar mi-aș dori să. Sunt anumite persoane în general în viața mea, care eu mi-aș dori să știu exact cum arată. Știi, uite, o spun eu acum cum arată mama ta. Ne privește de undeva din regia de emisie, te privește cu dragoste și are, are ochii plini de lacrimi acum. Dar aș vrea să spun că pe lângă, să zicem, dezavantaje, ai și foarte multe avantaje. Care este avantajul celor ca tine, speciali? Sunt avantaje de care noi, oamenii care ne bucurăm de acest dar, văzul, nu prea îl vedem sau uităm pur și simplu că există. Da, eu în general sunt relaxat legat de acest subiect și nu... Așa și trebuie. O, nu trebuie făcut o dramă mă, din așa ceva. Da, născându-mă nevăzător, nu o să -o ca pe o barieră sau ca pe ceva lipsă. Nu cred că uneori lipsa este din partea noastră, cei care nu reușim să ne să vedem cu adevărat tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Tudor, <laughs> Tu ești uneori fascinat, mă uit, cu, mă uit și la tine și îl privești cu încântare pe prietenul tău. Păi, în primul rând, mie mi se pare că acesta poate fi și un avantaj. Și eu zic la fel. De exemplu, când ne antrenam la Arena Națională, eram fascinat de toate sunetele pe care le au de George și mi le explică, nici eu nu puteam să le aud pe toate. Adică, el are ochii minții cu care percepe lumea exterioară pe care, din păcate, noi nu-i avem. Și din acest punct de vedere pot să zic că este mult mai dezvoltat decât noi. Și dacă tot aminte mai devreme de închis ochii, ce loc ți se pare fascinant, George? Natura. Mi se par mai multe locuri fascinante. Pe fiecare mi-l imaginez în funcție de sunete. De exemplu, la Arena Națională ne antrenam, erau oamenii, erau alți oameni care fie alergau, fie pedalau în jurul nostru și eu cred că mi -am, acolo îmi cream o imagine destul de realistă a ceea ce se întâmplă. Sunt locuri pe care mi le imaginez uh, și locuri după multe sunete și cu cât sunt mai puține sunete sau mai puține indicii, eu îmi creez un, uh, o imagine a locului, dar nu știu cât de corectă este peste tot. Și amintăm la început și despre Tokyo. Cât, uh, cât de departe sau cât de aproape este pentru voi Tokyo? Deocamdată este doar uh, un țel uh, dorim să ne antrenăm în continuare pentru că asta ne place să facem Da, noi uh, am câștigat ne-am bucurat și ne bucurăm dar noi în continuare trebuie să muncim și să ne antrenăm pentru pentru a ajunge acolo Cât durează antrenamentul vostru? De obicei în jur de o oră jumate cam așa uh, În ultimele săptămâni înainte de concurs ne-am antrenat și sâmbata și duminica pentru a putea face față Câți kilometri veți pedala? La antrenamente sau la concurs? La concurs. De exemplu, la acest concurs am avut 20 de kilometri, doar că la antrenament încercăm să pedalăm mai mult de atât pentru a putea da tot ce avem în noi la concurs. Și în afara concursurilor, atunci când mergeți la antrenamente, de exemplu, fie că este ploaie, fie că este vânt, fie că este cald, fie că este sufocantă pe atmosfera, că poate să fie. La ce, la ce vă gândiți? Eu, eu zic că totul are un sens, și că așa trebuie să fie, și să trecem de toate obstacolele vremii, pentru că noi doar așa putem fi mai buni, antrenându-ne. Ne apropiem de final. Tudor, felicitări! Ești bogat, ai unul dintre cei mai buni prieteni să-l păstrezi alături de tine toată viața. George, ne bucurăm tare mult că te-am cunoscut. Am învățat o lecție importantă de la tine: să dăm atenție mult mai mare lucrurilor, sunetelor, imaginilor pe care le avem și de ce nu se i prețuim mult mai mult pe cei din jurul nostru. Astăzi, doi tineri speciale, George Andrei și Tudoralda, invitați în Clubul Prietenilor de la 10. În curând va fi miezul zilei, știrile Radio România Actualități cu Nicoleta Turcu. Noi suntem prietenii de la 10, ne reîntâlnim ora viitoare. Înregistrarea video o puteți găsi pe internet pe site-ul nostru www.româniaactualități.ro